Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața! 28 februarie anul 2020, așa cum va rămâne probabil în istorie. Pe 28 februarie, acum mulți ani, regele României, Carol al II-lea, dădea un decret prin care stabilea că ziua de 28 februarie este ziua protecției civile. În 1933, atunci, el spunea, domnule, trebuie să ne protejăm de atacurile aviației inamice, gândindu-se la pierderile din primul război mondial, când bombardamentele se făceau cu dirijabile și cu, mă rog, niște avioane mult mai primitive. Ei bine, de atunci până acum, an de an, se există o deci, declarată ca zi a protecției civile în România, ea generează tot felul de manifestări. Noi folosim prilejul acesta în emisiune în cafeaua de dimineață pentru a vorbi despre protecția civilă și oamenii implicați în jurul acestui fenomen, dar și despre modul în care suntem pregătiți pentru așa ceva. Vom avea, ca să spunem, o rotație de invitați, vor fi mai mulți, 4, și toți au legătură cu acest subiect într-un fel sau altul. Primul invitat de astăzi, de fapt prima invitată de astăzi, este doamna Irina Popa, cu care sunteți deja familiarizați, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Nici nu știu cum să vă spun, e de bine ziua de astăzi, e de rău... E bine, ar trebui să ne spuneți la mulți ani! Vă spun la mulți ani! Avem 87 de ani anul acesta! Acum, sincer, dacă te rog să dau un prim plan cu doamna Irina, nu prea arătați! Mulțumim! Ideea este că noi sărbătorim în România astăzi Ziua Protecției Civile. Așa. Pe 28 februarie fiecare an, după cum ați spus și dumneavoastră, regele României, prin înaltul decret regal cu numărul 468 din 28 februarie 1933, declara această zi ca fiind Ziua Protecției Civile. Bine, la început a fost sărbătorită ca apărarea pasivă, până în 1952, când a fost numită apărare locală antiaeriană, în 1978 a fost numită apărare civilă, iar din 1997 se numește protecție civilă. Deci astăzi spunem la mulți ani celor care lucrează în Inspectoratul General și în structurile subordonate pentru situații de urgență, pentru că sărbătorim 87 de ani de protecție civilă în România. Pe 1 martie sărbătorim Ziua Internațională a Protecției Civile. Adică, uneori sărbătoriți o zi după alta, anul ăsta nu. Faceți o pauză să vă dregeți, cum s-ar spune. Da, am înțeles. Bun, da. Acum, doamna Irina, vom vorbi și cu invitații care vor veni după dumneavoastră, lucruri mai în amănunt. Dar eu stau așa și mă întreb, dacă, Doamne ferește, ar trebui acum să ne adăpostim în Piatra Neamț, în adăposturile care există, care mai există, care unele nu sunt boxe și pline cu cauciucuri și murături. Cât la sută din populație ar reuși să se adăpostească în asemenea locuri? M-ați încuiat eu din situațiile pe care le avem la nivelul ISU Neamț. Pot să vă spun că avem 53 de adăposturi de protecție civilă. Acestea se găsesc la subsolurile blocurilor de locuințe sau la subsolurile unor instituții publice. Într-adevăr, adăposturile de protecție civilă de la subsolurile blocurilor sunt ocupate de către locatari, dar aceștia au obligația de a le elibera în termen de 24 de ore de la solicitarea acestui lucru.
Nu pot să vă spun cu exactitate cât la sută din, din populația județului Neamț s-ar putea adăposti în aceste adăposturi, dar pot să vă spun că ne putem lua singur măsurile acestea, adăpostindu-ne în beciurile locuințelor, în subsoluri sau în peșteri, dacă avem așa ceva prin preajmă. Acestea sunt folosite în special pentru caz de război, pentru atacuri. Am zis și eu, Doamne ferește, că nu... Noi credem că nu va fi cazul, dar prin mediatizarea cu ajutorul dumneavoastră a acestor reguli de comportare, presupunem noi că oamenii au învățat că trebuie să-și ia măsuri din timp pentru a se adăposti în cazul nevoiei. Circula un banc la Radio Erevan pe vremuri, care spunea așa: Radio Erevan este întrebat ce să facem în cazul unui atac cu bombe. Și răspunsul celor de Radio Erevan a fost: în ordine și disciplină spre cimitir. Dumneavoastră, dacă eu vă întreb, nu ca la Radio Erevan, ce să facem ca să ne protejăm din punctul de vedere acesta? Un atac aerian sau, mă rog, protecția civilă nu înseamnă numai asta. Așa este. Ce să facem? Ne ducem în ordine și disciplină sau ce măsuri putem să luăm preventive? Cum să fim pregătiți? În primul rând, trebuie să ascultăm sfaturile autorităților publice locale. Asta este regula de bază. Atunci, doamna Irina, doamna Irina, alarme, ați pronunțat un cuvânt magic în Piatra Neamț, alarmele. Noi le tot auzim, nici nu mai știu când le aud, joia parcă, nu știu, în fiecare lună. În firma mea, că din fiecare lună. Nici nu mai știm când sunt alarmele alea sau sunt alarmele de la un magazin. Pentru că au intrat atât de mult în obișnuință, încât dacă te uiți pe stradă, nimeni nici măcar nu mai tresare. Trebuie să găsim o modalitate prin care să știm când se întâmplă ceva sau când este un exercițiu. Știți, noi lucrăm la acest capitol, în primul rând, cu copiii, pentru că copiii sunt vectori de diseminare a informațiilor pe care le transmitem noi. Ei merg la părinți, bunici, frați și le povestesc despre acest lucru, că miercurea asta a sunat alarma și doamna ne-a atenționat că este un exercițiu, un caz de cutremur și ce trebuie să facem în cazul unui cutremur. Și ne-a scos în curte, ne-a scos în curte, ne-a băgat sub bancă. Dar am pus cărțile deasupra capului sau ghiozdanul. Dar de ce am pus cărțile sau ghiozdanul deasupra capului? Pentru că după un cutremur există posibilitatea ca bucăți din tencuială sau obiecte așezate la înălțime să cadă și atunci, având acea carte sau ghiozdanul deasupra capului, ne protejăm și vom fi feriți de loviturile care pot avea. Exact. De ce ne adăpostim sub bancă? Mulți spun că ne ascundem. Nu ne ascundem pentru că noi trebuie să fim găsiți într-o asemenea situație. Ne adăpostim sub bancă pentru a evita în cazul în care cad bucăți din tencuială, din tavan, din obiecte aflate la înălțime, noi vom fi protejați de acea băncuță sau sub tocul de la ușă sau sub o grindă. Sau este foarte important să spunem că dacă avem o situație de urgență de acest fel, adică cu tremur, și ne prinde pe holul unei instituții sau pe holul școlii, nu intrăm în panică, nu coborâm pe scări, nu folosim liftul, ci ne adăpostim către peretele interior, paralel cu cu geamuri, ne ghemuim și ne acoperim capul cu mâinile, așteptăm să treacă cu tremurul, după care încercăm să facem evacuarea. Într-adevăr, aceste lucruri au intrat în obișnuința copiilor din cauza că repetăm exercițiul miercurea alarmelor, dar și pentru că trebuie ca copiii să cunoască aceste reguli. În continuare se desfășoară și campania Nu tremur la cutremur, care la fel dorește să conștientizeze toate persoanele, indiferent că ne aflăm la școală, la serviciu, în supermarket, pe stradă, cum să ne comportăm dacă ar fi cutremur. Bun. Teoretic, sună frumos. Practic, nu știu dacă s-ar întâmpla ceva, Doamne ferește, bat în lemn din nou, dacă lucrurile n-ar fi luate în joacă. Deci se întâmplă ceva serios
Și lumea zice, ai voi, lasă-mă, ce... Aș putea veni cu un argument. Asta s-a întâmplat în viața mea, în familia mea, când s-a întâmplat ca într-o miercuri să fiu acasă și m-a rămas și copilul cu mine. Și a auzit sirena. În momentul în care a auzit sirena, s-a băgat sub măsuță și a dat seama că cățelul nu este lângă el. S-a dus repede și a luat cățelul, dar nu s-a mai dus sub măsuță. S-a așezat sub grinda din casă. Consider eu că măcar jumătate... participanți tot au rămas cu o informație. E adevărat că sunt cadre didactice, poate care nu dau foarte multă importanță sau sunt plictisiți de acest exercițiu. Dar știți cum este? Repetiția este mama învățăturii. Sperăm noi că prin acest exercițiu, care stresează unele persoane, să totuși să fie... Nu că stresează. Dar s-a folosit un cuvânt magic. Să ascultăm îndrumările administrației locale. În momentul ăsta, dacă facem un sondaj de opinie privind încrederea populației în administrație, eu vă spun că este, cred, mai mică decât încrederea în politicieni, ceea ce înseamnă că este foarte mică. De ce? Pentru că de obicei administrațiile centrale, locale, obișnuiesc să nu spună lucrurile pe nume decât după ce se întâmplă fapta. Și după ce se întâmplă fapta, lumea atunci conștientizează că el nu i-a spus la timp. Și odată de două, de trei ori, când se întâmplă ceva nasol, ca să folosim un limbaj, lumea zice, bă, ăsta vorbește serios sau nu? Aici este problema. Problema cea mai mare. Dar să revenim la lucrurile frumoase. Eu zic că exemplul pe care vi l-am dat eu este un exemplu pozitiv. Este. Și nu se întâmplă. Poate nu copii, este. Luați-vă cățel. Da. Și nu uitați să aveți grijă și de el. Așa. Da. Protecția civilă înseamnă protecția populației în special. Pompierii, de fapt nu pompierii, Inspectoratul de Protecție Civilă, care era înainte, s-a unit cu grupul de pompieri și s-a format Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Asta s-a întâmplat pe 15 decembrie 2004. De atunci funcționează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Bineînțeles, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care este forumul superior. Și de atunci, Inspectoratul pentru Situații de Urgență gestionează mai multe situații de urgență. Cum ar fi? Intervenția la incendii, intervenția la alunecări de teren, cu tremuri, inundații, asanarea terenului de muniție rămasă neexplodată. Deci toate astea fac parte din protecția civilă. Da, de misiuni de protecție civilă. Și înainte, protecția civilă se ocupa de culegerea muniției rămase neexplodată pe câmpul de luptă, stingeau incendiile, se asigurau ca populația să se adăpostească în cazul unui nou atac aerian. Deci protecția civilă a avut aceeași misiune dintotdeauna. Amintați acum despre incendii. Eu, sincer, m-am cam săturat de toate anunțurile care vin dinspre ISU. Incendiu de vegetație, incendiu de vegetație, incendiu de așa, ba un coș, ba, dar incendiu de vegetație, noroc că a plouat ieri și a nins, s-a mai umezit un pic pe, poate dă și colțul la iarbă și nu mai arde chiar așa orice. Așa este. Ați bătut vreo record? Spuneți-mi. Da, am bătut recordul în sensul că dacă în 2019 am avut 220 de incendii de vegetație uscată, în care au fost afectate 332 de hectare, în primele două luni a anului 20 am avut deja 88 de incendii cu... Deci 4... în tot anul ați avut 220 în tot și anul. Și acum ați avut 180. 88 cu 468 de hectare afectate. Mai mult cu 100 și 130 de hectare față de întreg anul. Păi, cred că problema este seceta, nu? Faptul că nu a mers și nu a plouat. Nu, cauza principală a acestor incendii este focul deschis în spațiile deschise. Nu, am înțeles că e focul deschis, dar dacă era iarnă, nu cred că ar da... Nu, făceau curățenie primăvara. Făceau primăvara și aveați primăvara. Da, aveam primăvara, dar anul acesta am avut o amploare foarte mare a acestor incendii de vegetație uscată și după cum spuneți noastră, alaltă ieri am avut
16 incendii de vegetație uscată cu 171 de hectare afectate. Vă dați seama că aici implică colegi care merg la misiune foarte mult, iar incendiile de vegetație uscată trebuie să facem mențiunea că nu se sting cu autospeciala. Merg colegii cu bătătorul, cu mătura, populația se implică și ea în acest sens, pentru că își dau seama că poate ajunge un asemenea incendiu la fondul forestier și după aia este mai grav. Dar știți ce este mai grav? Că, din păcate, cetățenii nu înțeleg că dacă vrem să facem curățenie, nu trebuie să dăm foc atunci când bate vântul. Și, din păcate, după cum știți, noi am avut coduri galbene și portocalii de vânt și n-am ținut cont de lucrul acesta. Știți cum e cu vântul? Bate vântul, niciodată nu știi cum e. Problema ține tot de conștientizarea cetățeanului. Probabil că trebuie să înceapă și cei de pe plan local să mai pună niște amenzi preventive. Anul acesta, să știți că noi am început și colegii de la Inspecția de Prevenire au mers în teren și au sancționat persoanele care au fost găsite, pentru că nu tot timpul găsim persoanele care au dat foc la... Da, și pe aia care vezi că dă foc, la un moment dat iasă foc, te duce, oameni, îmi pare rău. Sau asta nu se întâmplă? Da, ar trebui să se întâmple. Primarul are responsabilitatea aceasta de a sancționa... Anul ăsta nu se întâmplă ca anul electoral 100%. Nu știm, noi sperăm că se va întâmpla și vor lua măsuri, pentru că este foarte grav ceea ce se întâmplă. Anul trecut, să știți că ca și cauză de producere a acestor incendii a fost și fumatul. În 37 de cazuri a fost fumatul. Și mai grav am avut și 5 cazuri în care copiii s-au jucat cu focul și s-a produs un astfel de incendiu. Da. Eu vă rog, pentru că vreau să stau de vorbă și cu ceilalți colegi care sunt, dacă mai este ceva de adăugat despre dimensiunea aceasta a protecției civile raportat la ziua protecției civile. Da, aș dori să fac cunoscut că pe tema protecției civile se organizează concursul Cu viața mea păr viața. Acest concurs are o tematică de protecție civilă, participă copiii de gimnaziu și copiii de liceu. La nivelul județului Neamț avem 123 de cercuri. Anul, odată la 2 ani, se desfășoară și o etapă națională. Copiii din județul Neamț au participat la fiecare etapă națională. Cea mai bună calificare am avut-o cu copiii de la cea mai bună, nu calificare, cea mai bună rezultat, cel mai bun rezultat l-am avut cu copiii de la liceul din Bicaz, care au obținut locul 2 la o etapă națională. Anul trecut am avut locul 6 tot cu copiii din Bicaz, dar nu cu aceeași generație. Dar ne mândrim. Ne mândrim pentru că participarea acestor copii la concursuri înseamnă că vor cunoaște regulile de comportare în diverse situații de urgență și vor fi pregătiți pentru viitor. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim. Și să ne mai vedem când aveți și altceva în afară de incendii și probleme. Oameni buni, până când se schimbă invitatul, eu vreau să vă spun câteva lucruri apropo de protecția civilă. Există o problemă pe care am atins-o tangențial în acest mini-interviu, aceea spațiilor de adăpost. Mesagerul de Neamț a făcut chiar un fel de anchetă, la un moment dat, reportaj pe această temă și rezultatele la nivelul municipiului Piatra Neamț nu au fost deloc încurajatoare. Singurul adăpost modern și bun și funcțional în totalitate din ce știm noi, poate între timp s-au mai schimbat lucrurile, este cel de la sala de sport, sala polivalentă, dar să nu uităm că în fiecare an, toți plătim o taxă pentru protecția civilă. Între timp, în studio, după ce doamna Irina Popa a părăsit studioul, avem un alt invitat, un om implicat direct în misiunile
pe care le fac cei din detașamentul de Neamț. Este vorba despre domnul Ciprian Grecu, plutonier ajutant. Da. Scafandru autonom. Bine ați venit în emisiune, domnule Ciprian. Domnule Ciprian, dumneavoastră nu știți, dar eu v-am văzut în acțiune odată. De fapt, v-am văzut. Eram acolo. A fost un groaznic accident undeva la Vaduri, parcă, dacă nu mă înșel. Și acolo ați acționat, eram pe margine și chiar am urmărit cum acționați. După aceea, cred că ați fost numit în 2018 și scafandrul anului. Salvatorul anului. E o meserie grea. Depinde. Deci, grea la început, cu timpul ne-am acomodat. Acum nu putem spune că misiunile sunt ușoare, dar încetul cu încetul căpătat experiență și putem spune chiar nu putem, ne descurcăm. Ce înseamnă să fii scafandru autonom la ISU? Că ceilalți care lucrează ca scafandri pe la diferite firme au niște misiuni punctuale. La dumneavoastră bănuiesc că lucrurile sunt câteodată nu te aștepți la ce ai de făcut. Primul rând, scafandru autonom la Inspectorat pentru Situații de Urgență al Județului Neamț înseamnă 365 de zile pe an disponibilitate pentru misiuni. Înseamnă misiuni de zi, misiuni de noapte, misiuni indiferent de locație, vizibilitate, starea apei. Deci interveniți la toate cazurile unde avem oameni în apă, persoane înnecate, animale, autoturisme, au fost cazuri și misiunile sunt specifice. Ce este cel mai greu? Deci în aproape 8 ani de misiuni, pot spune că m-am acomodat cam cu toate, cu un singur lucru, nu am reușit să mă acomodez, cu apele reci din zona de munte. Este foarte rece. Da, indiferent ce e așa, asta nu poți să-ți impui, domne, că azi voi fi mai așa, apa este rece și atât, dar reușim să trecem și peste asta. Când intri în canalul acela de fugă de la Vaduri, că am văzut cât de greu a fost atunci și cât de complicat, în care ai și șuvoiul acela care curge pe mijloc. În principiu, pentru misiunile noastre, în general, opresc uzinarea stațiilor. Tot este un curent. Tot este un curent, de asta vă spun. Da, încercăm pe cât posibil și în limita posibilităților să facem scufundarea legat de o saulă sau în condiții de siguranță pentru noi și în echipă, când permite efectiv. Care sunt misiunile de care vă amintiți? Dacă vă întreb acum, care a fost cea mai grea? Cea mai grea, aș putea spune că sunt misiunile neapărat cele mai grele din punct de vedere al evenimentului sau așa. Sunt misiunile lungi, în care avem căutare 2-3 săptămâni la rând, în care apare uzura, oboseala, da, ca așa, de exemplu, cum a spus misiunea de la Vaduri, n-am avut timp să-mi dau seama că a fost grea sau ușoară. Am înțeles. S-a întâmplat să scoateți oameni care au căzut pe ultima sută de metri, să-i salvați? Nu, din păcate nu, și asta ține foarte mult, nu neapărat de timpul de răspuns al nostru, ci faptul că avem anunțul cum că s-a înnecat și deja când ajungem noi, el este în imersie, nu mai este văzut și începem efectiv misiunea de căutare a lui. În general, sunteți chemați atunci când oamenii au unii s-au aruncat, alții au căzut sau sunt accidente? Indiferent. Atâta timp cât se semnalează cu martor sau primim o înștiințare că o persoană este posibil căzută în apă, noi facem indiferent căutarea. Cât sunteți? Deci în județul Neamț operativ, acum suntem 3 scafandri. Trei scafandri, deci apucați să plecați în concedii? Da, bineînțeles. Deci prin rotații, în limita posibilităților, încercăm să plecăm mai mult în perioada de iarnă, când nu sunt așa multe solicitări, adică oricum este un pic de disponibilitate și din partea noastră pentru... Am înțeles. Și dotat
dota, din punctul de vedere, de vedere al dotărilor, sunteți puși la punct? Din punctul de vedere al dotărilor, chiar aș putea spune că suntem puși cu nici, adică n-ar trebui un sistem de comunicare, ceva de genul, dar comunicare de comunicare asta este în discuții, dar din punctul de vedere al susținerii intervenției nu este nicio problemă, avem echipament, avem... În ce constă echipamentul dumneavoastră? Deci echipamentul e în funcție de anotimp și în funcție de efectiv de apele rești. Pentru că noi avem, de exemplu, la Bâtca Doamnei, am avut temperatura apei în august 8 grade. Și în funcție de temperatura apei, noi ne echipăm cu costume umede pentru temperatură peste 10 grade sau costume uscate temperatură sub 10 grade. După aia, unitatea autonomă, care toți o cunosc, cu butelia de aer comprimat, nu oxigen, că toți cred că e oxigen, noi nu respirăm oxigen, respirăm aerul atmosferic comprimat, așa. Uite, niciodată nu știu asta. Acum știu, da. Pentru că este un stereotip, butelia de oxigen, ok, butelia de aer comprimat, da. Da. Așa, și ceea ce toți cunosc, labe, vizor. Aveți echipament de detecție? Avem sonar, avem așa. Sonar, facem... bineînțeles și căutări cu sonarul sau așa, dar cel mai, adică cum cauți tu cu mâna ta între ghilimele, nu e, adică căutările trebuie făcute efectiv în... Nu prea vezi bine. Bine, asta cu vizibilitatea noi e 90%, în cazul vizibilitatea este zero. Deci practic în mor. Da, noi ne echipăm, intrăm în apă, coborâm, încercăm o mică orientare și pe pipăite, efectiv, încercăm să facem perimetri circulare în zonă. Dar există în afară sau în alte zone echipamente care sonare din acestea care se pot identifica? Există și unități cu camere, rovurile. Da? Dar alea sunt foarte scumpe și foarte... Deci efectiv care... Deci, eu nu, la asta mă gândeam când ziceam de dotare, că v-ar ajuta foarte mult. Da, dar la nivelul 1 cred că se pune... de achiziționare, am nici măcar unul pe țară deocamdată. Deci nu avem nicăieri în țară. Nu este în țară așa ceva. Dar căutările se fac cu scafandri în limita siguranței, deci nu există probleme. Da. Dacă ați putea avea schimba meseria? Acum nu. Nici dar în primul an? Nu. Deci în primul an, haideți să vă spun, noi nu am mai avut scafandri brevetați la inspectorat. Și ne-a fost foarte greu, efectiv, noi să începem să ne dăm seama despre ce este vorba, cum locațiile, pentru că știți foarte bine stațiile de CHE-urile de la... Deci fiecare cu particularitate. Ei, acum cât le cunoaștem, știm cam ce presupune intervenții, ce greutăți întâmpinăm. La început era în întuneric și la propriu și la figurat totul. Acum merg lucrurile înainte. Și de asta zic, era mult mai ușor, adică dacă să zicem cum era măcar unul, doi cu experiență și să o luăm, da, așa ne-am creat experiența singuri. Da, este o muncă destul de greu de făcut, după părerea mea, și trebuie să ai totuși mult sânge rece, ca sânge rece, apă rece aveți. Apă rece avem și apa rece răcește sângele. Da, să ai sânge rece să intri, să cauți. Chiar cauți un om care a dispărut de o săptămână, două, trei și să-l scoți afară, deci este o meserie destul de grea. Da, știți cum intervine obișnuința și oricum meseria asta presupune o condiție fizică un pic peste medie, clar, pentru că v-am spus, sunt zile în care nu este, deci intervine, deci facem o căutare, mai stăm, intrăm iarăși, am avut acum o misiune la Bacău, tot așa, am intrat de 2-3 ori în apă, foarte rece, am limitat căutările, după aia iar am intrat, deci și apare uzura. Deci, faceți misiuni și în apropierea? La cererea celorlalți facem misiuni și în Moldova. Pentru că sunt puțini scafandri, probabil. Și ne solicită pe speța cu șef de scufundare ca să formăm o echipă completă. Am înțeles. Eu vă mulțumesc că ați venit și ați împărtășit telespectatorilor despre ce este vorba. O să vină un alt coleg al domnului în emisiune și vom putea discuta și despre alte aspecte, alte
alte domenii de activitate, însă vedeți, când vorbeam despre dotări, nu întâmplător l-am întrebat pe interlocutorul meu dacă sunt dotări. Ei sunt oameni care lucrează cu ce au, față de ce era înainte, faptul că au o barcă, că au echipamente noi, faptul că stau mai bine din punctul acesta de vedere decât înainte, e important, dar să ai echipament foarte bun, să ai un sonar, să ai capacitatea de a putea vedea ceea ce faci, nu numai să mergi pe pipăite, probabil că ar ajuta și mai mult în efectuarea misiunilor și eficiența ar crește. Un asemenea om care muncește în felul acesta merită toată admirația și respectul nostru, pentru că închipuiți-vă, ești anunțat, este frig afară, că ai un om căzut într-un canal și te duci acolo, îți iei echipamentul și se spune pe cam pe aici și tu intri în apa aceea și începi să cauți, nu numai singur, ci și cu ceilalți colegi, pe perimetre circulare, trebuie să ai mult sânge rece, mult curaj și să fii foarte bine pregătit. Avem un alt invitat în emisiune în acest moment și de data aceasta nu o să-l mai prezint eu, o să-l rog să se prezinte singur ca să mai schimbăm un pic lucrurile. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă felicit cu ocazia Zilei Protecției Civile! Vă rog să vă prezentați! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația făcută. Sunt plutoner major Bulău Ioan, din cadrul echipei pirotehnice. Și astăzi am venit să stau la dispoziția dumneavoastră pentru câteva întrebări pe care doriți să mi le adresez. Domnule Bulău, dumneavoastră sunteți urmașul domnului... plutoner ajutant-șef Chertic Ioan Costel. Chertic Ioan Costel, despre care noi aici la Mesagerul, la momentul ieșirii la pensie, i-am închinat, așa ca să spunem, i-am dedicat o pagină în care am vorbit despre dânsul. Și dânsul ne-a povestit despre ceea ce faceți dumneavoastră, misiunile acestea. Haideți să vă auzim și pe dumneavoastră povestind cât este de delicat să lucrez în domeniul acesta pe care îl faceți dumneavoastră, intervențiile pirotehnice. Ca să fac o introducere, echipa pirotehnică în principal se ocupă de asanarea teritoriului de muniția neexplodată din timpul conflictelor armate. Acest termen înseamnă identificarea, ridicarea, transportul și depozitarea munițiilor sau elementelor de muniție din alte zone decât în cele permise. Este o meserie delicată datorită faptului că aceste elemente de muniție reprezintă un real pericol, în ciuda faptului că au trecut aproape 80 de ani de la ultimul conflict armat. De ce spun că sunt un real pericol? Pentru că de la ultimul conflict armat și până acum au fost nenumărate accidente care ne-au demonstrat acest lucru, că munițiile sunt făcute să distrugă, iar aceste muniții, dacă sunt manipulate incorrect, fac acest lucru. Este pe zona județului Neamț, am avut linie de front. Am avut și sunt și acum zone în care se găsește muniție aproape, deci foarte des. Zona aceea frontului pe Târgu Neamț, mai spuneți-mi care nu. Să vă dau un exemplu. În anul 2019 am participat la un număr de aproximativ 113 misiuni de asanare, 11 misiuni de distrugeri și 51 de alte situații de urgență. În 111 misiuni de asanare am reușit, între ghilimele să zic așa,
să strângem 2235 de elemente de muniție. 2235? Bine, acum nu luăm, că poate au fost cartușe. De la cartușe, grenade de mână, grenade antitank, proiectile, lovituri de aruncător. Toate aceste elemente au însumat suma aceasta. Încercați să explicați pentru telespectatorii noștri ce înseamnă ca un aruncător, așa, să explodeze. Care este raza lui de acțiune și ce poate să producă? Acum depinde de mărime, de calibru. Loviturile de aruncător pot fi de la calibru 50, respectiv 60, calibru 82 și calibru 120. Vă imaginați, cu cât este mai mare calibru, cu atâta raza de distrugere este mai mare. Am înțeles. Deci, unde sunt găsite aceste muniții în general? În general, pe întreaga suprafață a județului Neam se găsesc, făcând excepție două comune, Piatra Șoimului și cred că și Vânători. Vânători, satul Agapia. În rest, în tot județul s-au găsit elemente de muniție, cu preponderență în Vânători Neamț, comuna Brusturi, comuna Răucești și mai găsim în jurul municipiului Roman, iarăși foarte multe. Da. Cum se întâmplă să le găsiți? Cine le găsesc? De obicei oamenii care probabil lucrează câmpul, sapocan pentru o fundație. Aceste elemente de muniție se găsesc în urma lucrărilor agricole, se găsesc în urma săpăturilor cu ocazia diferitelor lucrări. Lucrări. O temelie, branșament pentru rețelele de apă, gaz, iluminat, etc. Și nu în ultimul rând, un număr foarte mare de misiuni sunt date de către detectoriști care sunt pasionați de istorie. Aceștia umblă prin locurile unde au fost conflicte armate și multe din misiunile pe care le avem sunt datorate și lor. Și ei cum fac? Detectează, văd unde este și pune o anunță pe dumneavoastră? Ei detectează, le descoperă, iar în momentul când le-au descoperit, le lasă în acel loc și anunță 112. Aceasta este procedura. Dumneavoastră aveți dotări cu care interveniți, adică sunteți dotați, vorbeam cu colegul dinainte, care era foarte mulțumit de dotări. Eu l-am văzut un om dedicat meseriei, dar eu zic că se mai poate și mai mult în domeniul lor, nu știu, în domeniul dumneavoastră. Da, din 2018 suntem foarte mulțumiți că prin Consiliul Județean am reușit să achiziționăm o autospecială pirotehnică. Ce înseamnă asta? Înseamnă o autospecială 4x4 care este dotată cu o ladă de transport muniție. Pentru că toată muniția sanată se transportă de la locul intervenției până la depozit și ulterior de la depozit la locul de distrugere cu o autospecială care are o ladă cu minim 10 cm de nisip, ca să zicem cu un anumit blindaj, care ne oferă anumită protecție pe timpul transportului. Câți pirotehnici sunteți la Neamț? Suntem 3 în echipa pirotehnică și un ofițer coordonator. Deci 4 oameni care se ocupă, 3 oameni care merg. Ce calități trebuie să ai? Știu ce vreau să vă dau singur. Ca și calități de bază, cred că capacitatea de analiză a riscurilor mi se pare un lucru foarte important. Să știi care sunt momentele delicate, să știi să le tratezi cu atare, să respecti pașii în tocmai să nu faci rabat de la operațiuni, să lucrezi în echipă, să reușești să fii calm în anumite puncte, în anumite momente, să reușești să ai parte de o pregătire continuă. Deci trebuie tot timpul să înveți. Tot timpul trebuie să înveți. Tot timpul să ai anumită pregătire. Care a fost cea mai grea misiune prin care ați
în care ați la care ați participat? N-aș putea să zic că... Sau cu emoții? Prima. Prima, nu? Prima. Când a fost prima misiune? Haideți, povestiți-mi. În 2018, când a fost la o pregătire. În 2018, când a venit un domn de la București, care este detectorist și un foarte mare pasionat, a reușit să ne dea într-o zi peste 30 de elemente de muniție. Și eram absolut fascinant să văd ce memorie vizuală poate să aibă și ce orientare are în pădure. Că știa, una am lăsat-o acolo, una o am mai încolo, una mai jos, una mai sus. La un moment dat îmi spune, aici în tufile astea e îngropat un rus, mai încolo e îngropat un neamț. M-am uitat la colegul meu și am zis că bate câmpii. Și îmi zice, coleg, uite că nu te crede. Am mers lângă un brăduț, a ferit frunzele și mi-a arătat niște oseminte a unui ostaș. Incredibil mi s-a părut. După aceea mai merge puțin aici, ai îngropat și un... Asta în zona Târgu Neamț. Asta în zona Târgu Neamț. Da, am fost în zona Târgu Neamț și eu sus acolo. Unde au murit aproximativ 14.000 de ostași. Eu am fost cu un profesor din zona Târgu Neamț. Stanoare? Nu mai știu exact numele și care tot așa spunea, vedeți, aici este îngropat un... ofițerus, de unde știi că e ofițerus? Deci că s-a găsit un semn, etc. De ce? Acești oameni sunt adevărate enciclopedii, într-adevăr. Din fericire, părintele de la Biserica Sfânta Cruce a vorbit cu acest băiat care este din zonă, din Brusturi, și au reușit să strângă osemintele și să le ofere cinstea cuvenită. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper ca cei care ne urmăresc, în special cei tineri, copiii, să vadă că există și asemenea meserii greu de făcut dacă nu ești pasionat, dacă nu ești pregătit, dacă nu ai... Vă rog să rămâneți. Dacă nu ai... cunoștințele necesare, dar în același timp sunt meserii care îți oferă satisfacții. Poate nu toată lumea va aprecia o emisiune în care vorbim despre asemenea lucruri, dar acești oameni merită să fie apreciați, văzuți și noi de aici, de la Cafeaua de Dimineață și Mesagerul de Neamț, nu putem decât să le spunem spor în ceea ce fac, curaj și să le dorim să aibă cât mai puține intervenții, să nu aibă foarte multe, iar atunci când le au să fie încununate de succes. Ne oprim aici, vă mulțumim și vă dorim toate cele bune!